Avem nevoie de metode mai bune pentru a ajuta pe cei care se confruntă cu utilizarea excesivă a stimulilor sexual vizuali, fără să dăm impresia că ceea ce fac are un caracter patologic. În loc să-i ajute pe pacienți să se controleze, conceptul de dependență de pornografie pare să alimenteze o industrie care s-a dezvoltat pe ideea că e bine ca aceștia să-și accepte condiția. Moto: este plăcut să facă altcineva treaba în locul tău, dar până când? Filmele îți conferă, disimulat, siguranța erotică de care ai nevoie. Subiectul crede în acest tip de siguranță. Nu o analizează, fiindcă ar fi prea complicat. Primul sentiment de siguranță recepționat este validat ca fiind cel corect. Pasiunea de care subiectul nu are parte în cuplu o regăsește în teatrul și scenariul filmelor. Datorită lipsei de exercițiu sexual și erotic, bărbații fac adevărate pasiuni pentru confortul și siguranța lipsită de responsabilități a filmelor erotice. La fel ca majoritatea subiecților, prezumtivul subiect al acestui articol a devenit interesat de pornografie încă din perioada pubertății. La început de practică, urmărea pe ascuns, împovorat de jenă, canale TV care difuzau programe erotice. Dar, odată cu apariția internetului, industria erotică i-a asigurat porția de siguranță și împlinire, fără costuri. Cu câțiva ani în urmă, cele mai multe site-uri porno erau soft. Femeile pozau singure și își arătau corpul într-un mod pasiv, fără implicare, fără contact vizual. Nu erau provocatoare, ci doar existau pe ecran. Majoritatea site-urilor porno promovează astăzi, în 2015, filme gratuite ale cuplurilor care fac sex live pe propriul lor canal. Acum două întrebări pentru doamna specială ce citește acest articol. Când ai descoperit că soțul tău este atras de imagini erotice? În cazul soțului tău, este adevărat că simți că dacă dorește să aibă o viață sexuală îndelungată, nu trebuie să exagereze cu acești stimuli. Prima întrebare are un răspuns clar și simplu. Ai știut, încă de la început, că viitorul tău soț, ilustru partener de viață, este încântat de prezența filmelor erotice, neînțelegând dacă aceste filme te concurează sau anulează, nu ai știut unde să te poziționezi. Corect? Răspunsul la a doua întrebare este logic. Ascultă-l și asimilează-l. Dacă îți iubești partenerul de cuplu, stai lângă el și îl ajuți să înlocuiască stimularea erotico-virtuală cu tine. În timp, nu deodată, nu ai cum să ceri o minune peste noapte. Ce înseamnă asta? Simplu. Stai lângă el când privește scene erotice. Gradual. La început din joacă și după mai mereu. În timp îl vei face să renunțe. Ce primește în schimbul filmelor erotice? Pe tine. Așa că ar fi bine să te pregătești de o furtună erotică. De știut, pentru un efect pozitiv asupra vieții de cuplu și nici de cum unul contrar dorințelor, este de preferat să se țină cont de tipul și clasarea filmului ce este urmărit în cuplu.
Bărbații preferă imaginile explicite, iar femeile reacționează mai mult la cuvintele explicite. Un caz particular. El iubește filmele erotice și uneori pe partenera de viață. Doamna de lângă el este geloasă pe filmele erotice. Ce este de făcut? Dragostea înlocuiește vechile obiceiuri. În plus, se pot uita amândoi la filme porno. Iar masturbarea poate fi considerată preludiu. Prietena pasionatului de pornografie are de ales. Trage ușa după ea când pleacă sau îl iubește cu tot cu filmele porno și stă lângă el până în ziua în care el nu mai simte nevoia de o altă stimulare în afară de ea. Ca să afirm că tu ești împotriva a ceea ce partenerul iubește, este lipsit de tact. Pentru mai multe articole, accesați ultrapsihologie.ro. Radu Leca vă urează spor la citit!